Spiritualitatea poate însemna pentru ei doar credință, doar biserică. Această trezire spirituală înseamnă momentul acela în care te întorci în interiorul tău și de fapt îți reaprinzi acea scânteie. Asta înseamnă trezirea spirituală, de fapt. În termeni simpli, da. Ce înseamnă să ai sufletul bătrân? Înseamnă să fii avut multe încarnări, adică să nu fie asta prima ta viață. Controlul nu ți aparține ție în totalitate, sub nicio formă. Nu ai de unde să știi nici ce faci tu cu corpul tău 100%. Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună și în această seară la Ameritată Podcast, unde știți foarte bine dezbatem tot felul de subiecte care mai interesante. În această seară pregătiți-vă pentru că mă vorbi despre conceptul de trezire spirituală cu un invitat pe măsură, Andrei Diaconu, Life Coach. Bună și bine ai venit! Bine te-am regăsit! Ce faci? Uite, am venit la cine, poate lămurim așa niște lucruri pentru cei care ne ascultă, că atunci când vorbim despre spiritualitate, în ultima perioadă, lumea are diverse trăiri personale. Știu cum asta trebuie să înțeleagă fiecare, că și tu poate ai avut trezirea ta spirituală și tu poate înțelegi lucrurile la nivelul tău. Fiecare suntem diferiți și fiecare trebuie să înglobăm cumva partea asta de spiritualitate și în viața de zi cu zi. Spiritualitatea este pentru toți, o înțelegem toți diferit, spuneai, de la individ la individ. Spiritualitatea trebuie să perceapă fiecare spiritualitate. Într-un mod extrem de personal și intim. Spiritualitatea poate însemna pentru ei doar credință, doar biserică, poate însemna pentru alții mers la ajramuri, la temple, în meditație și tot așa. Însă ceea ce este greșit din punctul meu de vedere este că noi uneori ne îngropăm atât de mult în partea asta de spiritualitate, să-i spunem, încât nu ne mai trăim propria viață. Și de fapt, ca o viață, viața ta să fie bună, trebuie să îmbini aceste lucruri, însemnând să-ți păstrezi natura asta a ta de om, da? În care greșești, faci lucruri nu neapărat bune de fiecare dată, dar să ții cont de anumite aspecte de spiritualitate. Și să ții cont despre asta, mă refer mai mult la te asculta pe tine. În această trezire spirituală, mare trezire spirituală, cu care să știi că din punct de vedere astrologic, energetic, noi o traversăm momentul de față și cred că observați și tu că din ce în ce mai mulți oameni sunt mai atrași de partea de spiritualitate. Că vorbim despre meditație, acum moda asta cu ayahuasca și multe alte lucruri. De câțiva ani încoace. Exact, dar ideea este ca ghidarea pe care o ai să fie una bună. Și ghidarea cea mai bună vine din interiorul tău. Adică nu mai căuta atât de mult în exterior, pentru că nu vei găsi răspunsul de care tu ai nevoie de cele mai multe ori. Spiritualitate egal religie? Nu. Nu. Tocmai asta îți spuneai, absolut yoga, nu. Meditație... Nu, spiritualitatea este de fapt, dacă vrei să o luăm așa, este aprinderea scânteii din tine. Dar nici nu exclude... Absolut, credința, pentru fiecare, nu, spiritualitatea, clar, credem în ceva, că îi spunem Dumnezeu, că îi spunem Allah, că îi spunem Buddha, că îi spunem cum vrei să fie, o putere universală, ea există acolo și clar, de-a lungul vieții, cu toții, la nivel profund personal, vom avea experiențe care ne vor face să ne convingem de existența acestei puteri superioare, să-i spunem. Deci nu este greșit dacă spui religie, nu este greșit dacă spui budism, hinduism, dacă spui meditație, ajramuri sau alte lucruri, da? E vorba de a crede, dar pentru a crede în aceste lucruri, în exterior, trebuie să crezi în tine. Asta este cea mai mare greșeală pe care noi o facem. Căutăm răspunsuri în exterior. Credem că dacă mergem la nu știu ce ashram sau dacă mergem la nu știu ce terapeut, el ne va releva întreaga realitate a vieții. Nu e vorba despre asta, e vorba despre a te asculta tu pe tine și, într-adevăr, când te asculți pe tine, când te asculți interiorul tău, cu siguranță vei fi ghidat să ajungi acolo unde trebuie. Din păcate, nu ne naștem învățați, știi? Cumva ne este foarte greu pentru că venim, poate, fiecare dintre noi, în general vorbind, dintr-o anumită educație, anumite exemple. Dogme, sunt niște dogme. Am văzut mai mult sau mai puțin lucruri în familie. Poate am avut o creștere mai precară, o situație, eu știu cum, diferită total de a ta, de a lui, de... Și atunci este normal să avem tendința de a căuta în exterior, știi? Întorcându-ne tot la noi până la urmă, pentru că așa cum e spus, drumul. Asta e drumul, de fapt, pentru că această trezire spirituală înseamnă momentul acela în care te întorci în interiorul tău și, de fapt, îți reaprinzi acea scânteie. Asta înseamnă trezirea spirituală, de fapt. În termeni simpli, da. Acea reaprindere a scânteii tale divine, acel nucleu energetic din tine care conține la nivel subtil toate informațiile despre viața ta, axa ta de destin, despre menirea ta, despre profunzimea universului, să spun așa. Și tu vei ajunge
în fața acestei treziri spirituale, trecând prin toate experiențele pe care le spuneai și mai devreme. Și până atunci cum se numește? Că am fost în ce stadiu al vieții noastre? Aș spune într-o latență materială. Efectiv, latență materială. Deci ești angrenat în material. Atunci când te naști, crești, cum spui tu, în diferite familii, care poate îți vor prezenta doar dogmele religioase ca fiind adevărate, vor fi implementate în mintea ta foarte multe tipare care țin fie de familie, fie de țară, de cultură. Tu le vei lua la un moment dat, da? Și îți vei trăi viața în funcție de aceste tipare și aceste învățături care nu au fost neapărat alese de tine. Ți-au fost îndoctrinate. Ceea ce nu este greșit, deoarece toate aceste îndoctrinări la un moment dat se vor curăța în ritmul tău. Și vei ajunge într-o zi și te vei uita în oglindă și vei spune, eu nu mă mai recunosc, nu mă simt bine așa cum sunt, nu mai îmi place jobul în care activez, nu mai îmi place casa în care stau, relația în care stau, familia în care stau. Nu e depresie, anxietate? Nu, nu e depresie, anxietate. Așa e pe tot internetul. Trezirea spirituală implică aceste trăiri, care pot duce într-adevăr spre depresie. Ai observat, știu, că am fost ironică, am spus doar că se pune foarte mult accent în ultimii ani și cred că ai observat asta pe depresie și anxietate. Spun eu la fel să nu dai nimeni în cap, poate și atunci când nu e cazul să discutăm despre asta. Adevărat, adică sunt și anumite transformări la nivelul nostru energetice sau care pot face parte din această trezire spirituală, tocmai care dau aceste stări. E normal să te simți anxios dacă tu nu te mai regăsești pe tine sau dacă tu nu te mai înțelegi cu oamenii din jurul tău, dacă tu nu ai un job care să te satisfacă într-un fel sau altul. Este absolut normal să ai niște anxietate, știi? Uite, și asta cu spiritualitatea, lumea crede că drumul ăsta spre spiritualitate este extrem de simplu și sunt numai unicorni și vine Dumnezeu, te ia în brațe și Sfântul Duh și o să-ți dea tot ceea ce tu vrei în viața asta, știi? Starea acum de beatitudine, plăcere, sub nicio formă, dragilor, viața e o luptă. Aici pe pământ, viața e o realitate. Sufletul nostru a venit aici tocmai să învețe, să lupte. Este un ring foarte mare de box în care noi venim aici, puși ca într-o cușcă, cum e pământul ăsta sau această realitate în care noi trăim, în care fiecare experiență în parte poate fi o plată din alte încarnări ale noastre sau poate fi un șut în fund pentru un pas evolutiv în axul noastră de destin. Ca să ajungem la această stare de trezire spirituală, e musai să trecem prin probleme, prin suferință? Ți se pare că ai învățat vreodată ceva în viață de vorbă bună? General foarte vorbind, puțin. Poate că nu. Depinde foarte acum puțin. La ce scară. Întotdeauna când ne lovim de ceva mai greu, atunci începem să ne punem niște întrebări mai profunde. Întotdeauna când se întâmplă un necaz, întotdeauna când poate avem o pierdere care ne doare, întotdeauna când, nu știu, poate apare chiar și o boală de natură fizică, începem să ne întrebăm, să ne oprim din a trăi doar în partea asta materială. Și când zic partea materială, nu mă refer doar la averi, bunuri și alte lucruri. Deci mă refer la faptul că noi avem aceste programe, cum spuneam și mai devreme, implementate. Cum că, uite, cum era românul, ce trebuie să ai? Păi trebuie să faci o facultate, trebuie să îți iei un soț, o soție, trebuie să ai o casă, trebuie să ai un copil, trebuie să ai o mașină și cumva asta este lucru. Și apoi bucură-te de chestia asta. Dar foarte mulți ajung să obțină aceste lucruri și nu sunt fericiți. Pentru că nu se bucură de proces. Nu se bucură de proces și pentru că nu e de fapt asta menirea lor. Adică ei au făcut ceva ce li s-a spus că trebuie să facă sau să ajungă sau să fie. Și foarte puternic, chiar tu m-ai întrebat mai devreme, înainte să începem să filmăm, dacă îmi place ceea ce fac. Chestia asta cu îți place ceea ce faci este extrem de rară în ultima perioadă. Pentru că și alegerea unui job, știi, cumva vine într-o perspectivă uneori în care te gândești, mă fac, nu știu, medică, am auzit că se zică bani, sau fac inginerie sau, nu știu, orice altceva, tocmai din anumite motive, nu că mie îmi place să fac chestia aia. Și da, te vei forța. Te vei forța un an, doi, trei, patru, până când apare exact ce spunea, acea anxietate, acea depresie sau acel trigger al acestei treziri spirituale. Niciodată noi nu ne îndreptăm spre, atenția spre profunzime, da? Nu ieșim din materialul ăsta fără să avem un trigger negativ. Și ai observat că atunci când un om are probleme de sănătate foarte mare, nu știu, îndreptă spre biserică, poate n-a fost în viața lui credincios să duce păi să roagă în fiecare zi. Și sunt niște transformări foarte bruște. Și aici trebuie să avem foarte mare grijă. Pentru că să știi că de la nebunie la a fi spiritual e un pas extrem de mic. Și ai spus-o tu. Exact. Pentru că sunt oameni care
fugind de realitatea lor materială, realitate pe care ei nu o mai agrează, nu se mai simt bine în ea, se vor îngropa în meditație, în, nu știu, curățări, în sau terapii cu arhanghel, sau efectiv invers. Da, adică sunt extreme. Da, sunt extreme, da, și exact. Extremele astea întotdeauna te vor dezechilibra mult mai mult. Cum parcurgem această trezire spirituală? Pentru că, ok, am vorbit despre acest trigger emoțional. Simțim tot ceea ce am vorbit până acum. Nu ne regăsim în job, în familie, în parcursul vieții noastre până în acest punct, da? Asta este cumva primul pas. Okay. Momentul în care tu ai ajuns să-ți întrebări existențiale, este exact, asta e primul pas, conștientizarea. După ce ai conștientizat acest lucru, trebuie să găsești răspunsurile cu ajutorul celor din jur, da, la întrebările tale. Asta poate fi un proces rasin care poate ține de la o lună până la o viață întreagă. Da. Sau de la o lună până nu termină viața asta și tu nu ți-ai găsit răspunsurile. De aceea e important să facem acest pas al conștientizării și apoi să acționăm. Adică, ok, simțim, băi, ceva este neregulă, parcă nici eu nu mai recunosc pe mine, uite, am rămas poate singur, nu mai am prieteni, nu mai am oameni cu care să vorbesc, ceva e neregulă, hai să acționez cumva. Și încerci toate părțile, încerci. Și cel mai important și mișto lucru este că noi cerem ajutor divinității. Ai văzut, când suntem supărați, mă, Doamne ajută-mă, sau nu știu, nu am un job, Doamne ajută-mă, vreau jobul respectiv, știi, sau un anumit job. Dar de fapt, ce nu înțelegem noi este că aceste ajutoare, da, din partea asta divină, nu vin să-ți bată la ușă niciodată. Ajutorul divin va fi prin oameni. Asta înseamnă că tu întâlni oameni. A, uite, am vorbit cu tine și îmi spui astăzi am o stare destul de proastă, parcă simt că nu mai regăsesc și poate tu îi spui, păi și eu am avut chestia asta, uite, am fost la nu știu cine și m-am dus, am citit cartea asta, s-am ascultat podcastul ăsta, s-am ascultat reportajul ăsta. Adică la asta să te aștepți în procesul de regăsire. Trebuie doar să profiți, să zic. Să profiți, trebuie să profităm de fiecare persoană, de fiecare aspect, de fiecare oportunitate. Și chiar și atunci când simți că tot cerul a picat pe tine, nu trebuie să te oprești. Pentru că și dacă vrei și dacă nu vrei, situația se va înrăutăți, să știi. Adică trebuie să-ți asumi faptul că tu ești mai mult decât corpul fizic. Că tu, de fapt, ai o scânteie divină în tine, că tu ai o energie în tine care poate fi manipulată și poate fi modelată înspre a-ți crui o viață mult mai bună decât până în momentul respectiv. Dar asta este un proces. Este un proces care durează. La fel cum spuneam și mai devreme, a porni pe drumul ăsta spiritual, însemnând să știi mai multe despre suflet, despre credință, a simți mai multe lucruri față de ce simțeai tu înainte, nu e bine să te compari cu ceilalți pentru că fiecare suntem diferiți în felul nostru, vine cu tot felul de provocări. Adică nu-ți imagina că ai făcut meditație inițial în Reiki și nu știi și mâine ești bombă, sub nicio formă. Vei fi bușit pentru că sunt chestii care vin din spate, care trebuie vindecate. Pot fi niște traume din viața asta sau viețile trecute pe care tu le-ai îngropat. Chiar din viața asta, conștient vorbind, poate tu ai niște traume în copilărie de care corpul tău, mecanismul ăsta de autoapărare al psihicului tău le-a îngropat undeva. Dar nu înseamnă că nu te afectează în decizii și în viața ta. Bineînțeles. Mai ales pe partea relațională se întâmplă chestia asta din ce în ce mai mult. Adică procesul ăsta este un proces care va merge cu tine braț la braț de-a lungul vieții, un proces pe care trebuie să ți-l asumi, dar fără să pui presiune pe tine. Pentru că și asta e o problemă, ne comparăm foarte mult cu parcursul celorlalți. Și nu mă refer doar la chestia asta spirituală. Și asta tot din copilărie vine, gândește-te, uite, vecinul cu tărică a făcut medicina, acum este medic la București. Mereu simți nevoia să depășești pe cineva, știi? Să... Și singura persoană pe care trebuie să o depășești ești tu. Da, să fii mai bun ca cel de ieri și să fii mai bun ca cel de astăzi. Deci dacă un prim pas ar fi conștientizarea, un al doilea pas... Acțiune. Acțiune. Bun. Acțiune. Acțiunea care implică în primul rând a cere ajutor. Nu te descurci singur, cere ajutorul. Și repet, nu trebuie să fie neapărat un ajutor specializat. Cere ajutorul divinității. Spune, am nevoie de ghidare. Păi și îți garantez eu că o să găsești ceva, o carte, un articol, cum spuneam, un podcast sau efectiv o persoană care, nu știu, la metrou vorbește cu altcineva despre ceea ce simți în momentul de față.
Și mesajele astea angelice pe care mulți le urmărim, acele multiplu de 1, 2, 3, 4 sau cifre și alte chestii, zic că nu sunt întâmplătoare. Mie mi s-a întâmplat la un moment dat, acum câțiva ani de zile, aveam de rezolvat o situație, efectiv nu găseam soluția la momentul respectiv. Poate eram și obosit și încărcat, în fine. Măi, vreau să spun că răspunsul mi-a venit într-un panou publicitar. Deci, efectiv, era răspunsul la întrebarea pe care eu mi-o puneam de câteva zile. Dar ai fost prezent, ai deschis ochii, cum aș spune. Eram convins de faptul că o să primesc acel mesaj. Asta este iarăși următorul pas, dacă vrei să luăm așa, și anume acela de a crede cu adevărat în tine. Repet, în tine, nu în exterior, pentru că noi avem tot ce ne trebuie pentru a putea rezolva problemele din viața noastră. Și oricât ne-am dat noi cu curul de pământ atunci când se întâmplă ceva nasol în viețile noastre, aia de fapt este o lecție. Câte astfel de exemple nu ai și tu, când pe moment ți s-a părut că este sfârșitul lumii și că viața ta se termină în acel moment și acum, de fapt, acea experiență te-a făcut să vezi lucrurile altfel, să evoluezi altfel, să fii mult mai stăpână pe tine sau mai în contact cu tine. Cam despre asta este viața până la urmă. Absolut! Și tocmai despre asta este și trezirea spirituală. Despre a te asculta și a lua-o pas cu pas în tot ceea ce înseamnă călătoria asta. Pentru că este o călătorie. Viața noastră este o călătorie în care trebuie să încercăm să vedem perspectiva bună. Și nu vă imaginați că o să ajungeți vreodată, dacă mergeți partea spirituală, la o fericire de plin. Nu există chestia asta. Întotdeauna vei mai avea un bobârnac. Niciodată n-ai învățat suficiente lecții. Normal că vor apărea și lucruri negative în viața ta și lucruri pozitive. Normal că vor apărea persoane benefice și persoane toxice. Însă aici intervine o calitate pe care noi o avem extraordinară, dar nu o realizăm. Și anume, cât permitem ca acele lucruri să ne afecteze sau nu. Pentru că despre noi putem auzi lucruri în fiecare zi. De la cei din jurul nostru, de la prieteni care ne-au trădat, de la părinți și tot așa. Și tu ai de ales, ok, mă regăsesc sau mă identific cu aceste atribute negative care mi-au fost date sau nu? Adică tu ai acest dozator, acest robinet al emoțiilor negative și al celor pozitive. Se presupune că odată ce am conștientizat, am acționat, am și căpătat încrederea noi, apropo de cel de-al treilea pas parcurs în această călătorie a trezirii spirituale. Dar toate acestea pot dura și o viață. 100%. Asta ai spus. Deci din acel și moment... trebuie să ne descurajeze. Absolut din deloc. Din acel moment tu continui să urci. Da. În acel moment continui să urci și, bineînțeles, repet, vei avea și alte provocări. Mm-hmm. Dar vei fi mai conștient de tine. Exact. Vei fi mai conștient de ceea ce înseamnă o lecție la nivel spiritual. Vei fi mai conștient ce înseamnă karmă. Vei fi mai conștient ce înseamnă să cureți anumite moșteni transgeneraționale. Adică lucrurile vor avea un sens. Vei înțelege că ești mai mult decât corpul fizic, vei înțelege că tu ai niște răspunsuri, îți vei redescoperi intuiția în primul rând. Însă să știi că copilașii până la vârsta de 2 ani întotdeauna sunt extrem de legați de partea spirituală. Și că vorbim despre faptul, nu știu, că se uită prin cameră și poate se pare că se uită fix la ceva, ei pot vedea niște entități la momentul respectiv. Se spune că ei știu toate secretele Universului până să înceapă să vorbească, ceea ce este într-adevăr adevărat și dacă ne uităm la studii în spate științifice, da, sunt niște chestii dovedite. Dar apoi ne pierdem. Mulți spun și că atunci lucru. Când zâmbesc, ei de fapt visează îngerași sau eu știu ce. Exact, și nu da, chiar da. Îi visează, ei chiar sunt în contact cu aceste entități. Pentru că, repet, lumea materială ne condiționează la a trăi o viață într-o cutie, știi? Adică haide să think outside the box. De fapt, asta este ideea. Trezire spirituală, think outside the box. Adică nu mai sta în acea cutie în care faci doar ce ți se spune, doar ceea ce ai învățat, doar ceea ce ai fost lăsat să înveți. Încearcă tu să cauți niște răspunsuri. Știi, asta cu... încercarea asta, știi, de a căuta răspunsuri și de a avea o viață mai bună și de... a căutat răspunsurile astea pe care poate le avem de, nu știu, ani de zile și ne e frică, avem această teamă că poate aflăm ceea ce nu ne dorim să aflăm atunci pe moment. Cred că toate astea vin în urma dobândirii, să zic eu, a unei înțelepciuni după o vârstă. Cred, nu știu, acum depinde de experiența fiecăruia, poți să trăiești multe până la 20 de ani și tu până la 40 sau depinde nu. Depinde foarte mult și de vârsta astrală a sfătului tău, pentru că dacă
sufletul tău este unul foarte bătrân, cu siguranță va avea această înțelepțire, dacă vrei să-i spui așa, mult mai devreme. Ce înseamnă să ai sufletul bătrân? Înseamnă să fii avut multe încarnări, adică să nu fie asta prima ta viață. Să nu fie prima viață, să fie avut o sumă de experiențe în alte vieți. Cu siguranță, cei care au mai multe încarnări, când vin din nou la întrupare, înseamnă că ceva n-au făcut bine. Și asta înseamnă că lecțiile pe care le au de învățat sau de tras în viața actuală vor fi întotdeauna mai grele. Dar aici putem discuta niște exemple concrete, cum ar fi acești copii care au acel geniu, să spunem. Și să știi că în ultima perioadă am observat că se nasc foarte multe spirite mari, foarte multe spirite bătrâne. Dacă stai să te uiți în jurul tău, poate la prindere, o să vezi că dacă comparăm cumva agilitatea minții, răspunsurile pe care le dau copiii în ziua de astăzi părinților, sunt total diferite față de ce dădeam noi. Da. Și toate astea vin tocmai prin această perioadă energetică de trezire spirituală. Noi suntem în momentul de față în acest proces, a început undeva acum un an și jumătate, va mai dura cam un an de zile și fie că vrem, fie că nu vrem, ne vom deschide. Cei care nu se vor deschide din punct de vedere spiritual sau nu se vor trezi, ce înseamnă trezire? Înseamnă să te deschizi, să accepti că există mai mult decât tu poți să controlezi, decât tu poți să vezi cu ochiul fizic. Să te axezi mai mult pe simțăminte. Cine nu face asta oricum va avea niște șocuri. Este efectiv o perioadă foarte importantă, energetică, în care noi trebuie să ne deschidem. De aceea se întâmplă și toate lucrurile astea nasoare în lume în momentul de față. De aceea oamenii își pierd direcția. De aceea după atâtea decenii, atâtea sute de ani în care încercăm să construim ceva, să aducem pacea, noi iarăși suntem în pragul unor războaie, noi iarăși ajungem să facem aceleași greșeli. Repetăm în continuu. Ne întoarcem cumva cu mulți, exact. Mulți ani. Este un regres permanent. Da. Asta înseamnă că este o ciclicitate în natura umană în care noi nu ne învățăm anumite lecții și le vom repeta ori de câte ori este nevoie. Știu că pare un pic SF, știi că partea spiritualitate vine cu lumea asta nevăzută, lumea subtilă. Nu ai cum să știi, arăți cu degetul, știi, uite cum e paharul ăsta, îl vedem, e material. Dar în același timp, orice om care ne urmărește în momentul de față și care se uită înăuntru lui, cu siguranță se va regăsi în anumite aspecte. Spune că ar mai dura încă un an jumătate. Această perioadă în care trebuie să ne trezim. După care se dezlănțuie haosul. Înțelegi? Haosul... Să ne speriem, adică. Nu ar trebui să ne speriem, trebuie doar să ne facă să facem ceva în sensul ăsta, exact. Și acționăm. Și cum spuneai tu, după aia urcăm treaptă cu treaptă, până când vei ajunge să ai încredere în forțele tale. Mereu spun asta și că am spus-o la multe apariții. Tu nu poți să crezi în Dumnezeu sau într-o divinitate dacă tu nu crezi în tine. Pentru că tu ești parte din acea divinitate, așa ai fost învățată, așa este și în spiritualitate, există această scânteie divină, scânteie universală în tine. Dacă tu nu crezi în părticica aia din tine, cum, Doamne iartă, mă poți să crezi tu în ceva ce nu vezi? Știi, ai spus și tu că de câțiva ani încoace, spune eu, oamenii sunt foarte interesați de tot ce înseamnă spiritualitate, coaching, chiar și zona de parenting a luat amploare, pentru că vorbim de terapie în general și privim copiii și adulții și ne place și foarte mult să ne dăm cu părerea, să credem că dacă am citit 2-3 cărți de dezvoltare personală putem da sfaturi sau chiar putem să apărăm și la un podcast, de ce nu, sau la o emisiune. Treaba e mult mai profundă de atât, este clar. Și tu vei învăța mai mult decât știi momentul acesta și mulți alți colegi de-ai tăi. Acum, ceea ce este important, și asta voiam să spun, că auzim despre manifestarea dorințelor. Trezirea spirituală are legătură cu această manifestare a dorințelor, în sensul în care, odată ce am parcurs pașii aceștia, se presupune că vom avea o altă viață, se presupune că vom acționa cu totul diferit începând de acum încolo. Se presupune că realitatea pe care ți-o creezi, pentru că noi ne creăm foarte mult realitatea cu gândul, da? Se presupune că această realitate pe care tu ți-o vei crea sau ți-o creezi poate fi mult mai bună. Poate fi mult mai bună dacă te ții de treabă. Există mintea conștientă și mintea subconștientă. Între cele două există o linie foarte fină care se numește imaginație. Da. Mintea conștientă ce face? Ea știe să diferențieze binele de rău și știe care sunt gândurile pozitive, știe care sunt gândurile negative.
În schimb, ajungi să te culci noaptea și subconștientul intră în acțiune. El preia tot ce are conștientul și prin imaginație el va materializa. Deci la tine, de fapt, subconștientul îți materializează tot. Dacă tu bagi numai gânduri negative, dacă tu bagi numai frici, frica de boală, frica de singurătate, frica de neîmplinire sufletească sau de a nu face ceea ce trebuie să faci în viață, tu vei manifesta asta. Și tocmai de aceea, dacă te trezești spiritual și înțelegi extrem de multe chichițe foarte simple, care poate par ușoare, dar sunt greu de implementat, cum ar fi să tipare pozitive în mintea ta, clar și manifestarea va fi mai ușoară. Suntem bombardați, știi, cu programe negative. Zilnic, un program negativ este și o știre negativă. Auzi că se scumpește uleiul, da? Te acolo sperii. Rămas setat. Exact, acolo. Auzi că, nu știu, să cresc impozitele, că se mărește taxa pentru copilul tău la școală. Pentru că ne focusăm mult pe probleme școală. Și nu pe soluționarea adevărat. Lor, știi? Și cumva... Și nici nu vedem părțile bune din viață. Poate și din mor strămoși bătim de să ne facem probleme pentru ziua de mâine. Adevărat. Avem nevoie asta de predictibilitate, știi? Și trebuie să avem totul înainte, să nu cumva să rămânem. Spunem nevoie de control. Pentru că noi încercăm să controlăm viața noastră și, din păcate, și viața altora din jurul nostru, însă ce nu înțelegem este că noi nu avem controlul la chestia asta. Există un liber arbitru, într-adevăr, în viețile noastre, dar este un 10% față de cel 90% care putem să numim destin sau soartă. Adică, indiferent câte ocolișuri tu ai face și poți amâna anumite momente sau le poți face mai devreme, tot cumva acolo ajungi. Deci controlul nu ți aparține ție în totalitate sub nicio formă. Nu ai de unde să știi nici ce faci tu cu corpul tău 100%, că te poți împiedica pe o treaptă când pleci de aici și uite, ok, nu am controlat chestia asta. Dar dacă vorbim despre niște decizii la nivel global sau despre meteo sau despre lucruri care clar nu sunt în puterile noastre, ai de ales, accepți lucrurile că așa se întâmplă și fac parte dintr-un circuit, dintr-un univers care are propria lui minte și propria lui mod de derulare, sau te frustrezi. Uh-huh. Și când te frustrezi, când te superi, îți scazi vibrația energetică, îți scazi orice posibilitate de a crește din punct de vedere energetic, de a manifesta viața pe care tu ți-o dorești cu adevărat, dar și dorința asta trebuie să vină printr-o repetare, o repetitivitate a gândurilor pozitive. Pentru că dacă tu spui astăzi, ok, îmi cumpăr o mașină nouă, dar nu ești convins că faci asta, treci o săptămână, două, trei, o lună, nu s-a întâmplat nimic și vei fi dezamăgit și vei spune, nu, nu o să-mi iau niciodată mașina asta. Adică cumva atunci deja ai anulat tot lucrurile de o lună. Bine, tu poate meritai o mașină mult mai bună, dar tu te-ai oprit acolo la... Da, dar da. Să știi exact ce vrei și cum vrei și să te ții de aceea. E un vis pe care tu îl urmezi, indiferent ce ar fi. Dar vorbind, spune eforturi. Vorbind despre ideea de a avea liberul arbitru, 10%. Acel 10%, acel da. 10%. Și spunând că 90% presupune soarta noastră, destinul, uh-huh. care sunt deja scrise, tu crezi în noroc? Cred în materializarea norocului prin gândurile noastre. Adică norocul, de fapt, este un aspect al minții tale pozitiv care va atrage lucrurile de care tu ai nevoie. Ai auzit cu siguranță, a ajuns atât de departe pentru că a avut noroc. Alții ar spune nu, a ajuns pentru că și-a făcut-o cu mâna lui. Uh-huh. El a muncit pentru asta, doar lași și spun, sau doar invidioși ar spune că e vorba de noroc. Știi? Exact, pentru că ajungem la aceeași chestie, cum că noi ne creăm propria realitate. Deci noi ne creăm realitatea noastră. Și atunci nu ne vine să ne oprim și să batem un pas în spate, să batem în retragere, pardon, spunând, păi dacă soarta ne-e scrisă deja, la ce mă mai agit? Pentru că acel 10% este absolut suficient ca tu să-ți materializezi niște lucruri. Deci acel 10% este mai mult decât suficient ca tu poți să ai viața pe care ți-o dorești. Din ăștia 90% și ce face parte în principal? Că te-ai născut în țara D, te-ai născut în familia D, o să ai anumite gene, o să ai ochii verzi, o să ai ochii albaștri, ai inclinații spre, poate niște patologii pe care le iei din punct de vedere fizic, cam asta este în principal locul. Dar tu apoi în acel loc în care ești, ai toate șansele ca acest 10% să fie mai mult decât suficient să-ți creezi o viață frumoasă. Și întotdeauna viața asta frumoasă trebuie să fie a ta. Deci trebuie să fie ceea ce te împlinește pe tine. Nu ceea ce ar împlini pe alții. Nu ceea ce ar împlini pe alții, nu să faci ce vezi la alții. Asta e principala problema nefericirii, lipsa de asumare a propriei vieți.
Noi nu ne asumăm greșelile noastre, nu ne asumăm nivelul la care suntem, vrem întotdeauna mai mult, ne terminând nici măcar ce ne-am propus cu o săptămână în urmă și clar sar niște etape. Este ca și cum ai merge la școală și nu ai merge un semestru întreg la seminarii sau la cursuri și la sfârșit la examen nu ai de unde să scrii pe foaia de hârtie. Tocmai asta este. Adică compartă-ți cu tine. Fă în așa fel încât procesul tău să fie al tău și dorințele tale să fie ale tale. Nu că vecina și-a cumpărat o mașină mai mișto, nu că vecina a ajuns la nu știu ce practici spirituale mai profunde, nu că a spus că simte altfel energia arhanghelilor și îngerilor, ci pur și simplu, ok, ce simt eu? Eu am procesul meu, sunt unic. Chestia asta cu unicitatea noastră este o chestie fabuloasă pe care noi nu o conștientizăm atât cât trebuie. Întotdeauna e vorba despre ceilalți. Ăla a ajuns actor, vreau să ajung și eu actor. Ăla și-a luat nu știu ce casă, vreau și eu casa aia. Și te întreb și eu, tu ai nevoie de casa aia? Adică e chiar ceea ce îți dorești 100%? Sau partenerul respectiv, tu chiar îți dorești să fii cu un astfel de om? Dar de ce copiem pe alții? Din nesiguranță. Din nesiguranță și din lipsa de autenticitate. Ne și este nu ajunge foarte la greu. Oarecare frustrare faptul că nu ai acea siguranță pe tine, pe ce ești, pe cine ești. Păi nu vreau să fiu rău, dar nu mai ajuns să trăiești viața ta, trăiești viața altuia de fapt. Deci tu nu mai trăiești viața la ta. Cel mai mic amănunt până exact. La cele mai importante. Că vorbim și lucruri. Despre haine, că vorbim și despre modalitatea în care te comporți în anumite situații. Totul devine lipsă de autenticitate, însemnând că tu pierzi bucăți din sufletul tău în fiecare zi. Pierzând bucăți din suflet în fiecare zi, înseamnă că faci un downgrade în fiecare zi din procesul tău de creștere și chiar umană, nu doar spirituală, încât te vei pierde și vei ajunge la fundul sacului, simțind că te sufoci, simțind că nimic nu ți aparține și asta este o trezire spirituală, de fapt. Degradant cumva. Exact, este degradant. Dar de ce facem asta? Din lipsă de asumare și autenticitate. Nu ne asumăm ceea ce suntem. Nu ne asumăm cine suntem cu adevărat. Nu ne vedem calitățile noi, le vedem în alții. Și astea vin într-adevăr la tiparele astea despre care vorbim, pentru că sunt îndoctrinări. Atâtea lucruri pe care le spuneau părinții copiilor. Bine, de asta nu spuneam de răutate. O spuneam că și ei au primit aceleași lucruri. Da? O groază de chestii. Uite, nu știu, dacă muncești mult, ajungi departe. Mai dacă nu muncești, ajungi gunoier. Exact. Știi, și aici intră frica. Da. Știi, da. Este frica. Păi, păi nu trebuie să muncesc, trebuie să învăț ca să nu ajung gunoier. Nu trebuie să învăț ca eu să ajung ceea ce îmi doresc să ajung. Sau să practic ceea ce îmi doresc. Din start să ai pus niște etichete total exact, greșite. Total greșite. Și tocmai Andrei... asta face trezirea spirituală. Te face conștient că, de fapt, ceea ce trăi până în acest moment nu are o relevanță în viața ta de zi cu zi, că materialul trebuie lăsat un pic deoparte, pentru că el vine la pachet cu dezvoltarea asta spirituală prin aur spiritual și că trebuie să fie cumva de la capăt. Și asta te sperie, îți dai seama că tot ce știai se clatină. Andrei, tu... cum ai defini fericirea? Spiritual vorbind, este acea stare în care vibrația ta este foarte mare. Dacă mă întreb personal, fericirea este acel moment în care ajungi să simți pentru nu un moment de permanență, adică în anumite momente simți că ești împăcat cu tine, ești mulțumit unde ești, ești mulțumit ce ești, cu cine ești și cum ești. Dar aceste momente de fericire, să știi că nu sunt permanente. Uite, mi-a spus cineva de curând că atunci când simți că rezolvi totul, că ești bine cu tot, înseamnă că ai murit. Înseamnă că tu nu mai ești pe pământ. Păi clar, că nu mai cum. Normal, nu mai cum. De asta zic, sunt momente, știi, momentele de respiro. Alea sunt momentele de fericire. Uite, am rezolvat asta, rezolvat asta. Recunoștința. Recunoștința care este cel mai bun instrument în a te calibra și a te calma. Pentru că mintea ta, când faci recunoștință, va vedea câte lucruri minunate ai în viața ta. Nu doar câte nu ai. Știi? Eu mereu spun, faceți recunoștință în fiecare zi. Băi, dimineața când te trezești, și asta am spus-o, cred că de 1000 de ori, spune mulțumesc că am avut unde să dorm. Să recunoscător că am o familie, sau că am o casă, că am o mașină, că am o pisică, că am un porc, nu contează. Le ai. Chiar dacă poate nu sunt la nivelul la care vrei tu. Dar manifestând recunoștința, vei avea puterea să crești din ce în ce mai mult. Poți să-mi spui, dacă îmi permiți, care a fost momentul din viața ta în care ai început să traversezi această trezire spirituală?
Undeva, cred că undeva între 4 și 6 ani. Deci eram destul de mic când am... Se poate? Se poate. Se poate cu siguranță, în care eu de mic am avut această înclinație spre religie, în principal. Eram foarte, chiar îndoctrinat, aș putea să spun, dar nu că m-a forțat cineva. Deci nu cine din familie mi-a făcut asta. Eu am ales asta. Am fost și în corul bisericii vreo 4 ani de zile, țin minte. Și cumva adunam informații. Adunam informații, dar informațiile astea deveneau contradictorii la un moment dat. Simțeam că există o piesă de puzzle care lipsește. Ok, înțeleg ce spune Biblia despre Sfinte, dar ceva trebuia să fie mai profund de atât. După care am început să devin foarte interesant de partea de Egipt și începeam să stoc felul de chestii. Pe la 90 ani visul meu era să ajung în Egipt și citeam zeci de cărți despre asta. E cumva fiecare cultură în parte. După care, având această trezire spirituală, am început să iau pe acest drum al vieții mele. Ai fost înțeles? Am ținut foarte mult în mine, să știi. Dar norocul meu a fost că cei din jurul meu, adică familia în principal, nu mi-a pus piedică la nimic. Și dacă făceam o greșeală și știau că fac o greșeală, am avut o comunicare foarte bună și pentru asta le mulțumesc, mă lăsau să o fac. Pentru că trebuia să fie greșeala mea să învăț ceva, pentru că dacă mă protejau, știi, tot timpul nu faceai, oricum o făceai. Da. Mai bine cumva să o faci, să o înveți tu și să nu mai repezi tu din proprie inițiativă. Și după asta a urmat trezirea mea spirituală la modul în care viața nu a fost așa cum o prefiguram eu. Adică și eu am trecut prin evenimente de toate felurile, rele, foarte rele și mult mai rele. Da. Lucruri pe care la momentul respectiv nu le-am înțeles. Dar lucruri care m-au făcut să fiu astăzi cine sunt și care îmi dau posibilitatea să înțeleg oamenii care vin la mine. Gândește-te că nu poți să vorbești despre o depresie, nu poți să vorbești despre o traumă, despre o durere sufletească puternică, despre o despărțire, dacă tu nu ai trecut prin chestiile astea. Cum spuneai și tu, din cărți, ok, e simplu. Adică cea mai bună școală din viața mea a fost experiența și viața, care nu a fost ușoară până la un anumit prag, dar și eu am fost încăpățânat. Asta spun, cumva natura umană vine cu această încăpățânare, cu a pune frâna a ceea ce nu este de controlul nostru. Știi cât de mișto este când te lași în voia divină, cum îmi place mie să spun? Efectiv spui, nu știu exact care este planul, nu știu ce se întâmplă, dar eu sunt convins că o să-mi fie bine sau sunt convins că o să mă ghidezi să fac pașii aia înspre a aranja lucrurile în avantajul meu. Nu și vei vedea că de lăsare? Nu, este o formă de încredere. Este efectiv o formă de încredere. Una este să spui, îmi bag picioarele, nu mai fac nimic, stau în pat, mă duc la psihiatru, sigur, îmi iau numai pastile și stau așa ca o legumă și aștept să întâmple ceva. Nu. Tu spui așa, îmi asum starea actuală, văd că lucrurile nu merg cum trebuie, dar încerc în continuare și sunt convins că ceva o să apară în viața mea să-mi schimbe starea în care este în momentul de față. Și uite, și problemele astea psihiatrice, psihice, sunt din ce în ce mai dese. Și cum spui tu, uneori să știi că sunt exagerate. Adică uneori deja imediat etichetăm pe cineva care are o depresie severă, că trebuie să-i dăm niște pastile și tot așa. Mulți oameni care ajung la psihiatru, să știi, cred că aproximativ 85-90% să știi că de fapt e pentru trezire spirituală. Nu sunt neapărat nebuni. Știi că se spune că auzi voci, că astea da, fac parte din trezire. Da, am citit despre asta, da, urma să te întreb. Sunt oameni care au premoniții. Eu văd lucruri, adică dacă eu aș povesti cuiva, unui medic, psihiatru, da, tot ceea ce văd eu, cum mi se întâmplă mie, ce simt, că primez mesaje, că văd entități și tot așa, să măcar spune, hai să-ți dau niște... În sensul în care visezi? Nu visez, primesc efectiv mesaje la nivel subtil, adică poate fi o voce, exemplu? Da, poate fi o voce, pot fi niște vise, cum spui și tu, sunt anumite vise foarte puternice în care văd lucrurile care se vor întâmpla. O voce interioară atunci când o auzi sau cum e? Zis-mă cum se aude în jurul tău, este o voce pe care o aud în mintea mea. Ce simți și atunci când văd o persoană, da, pentru că la mine și asta este, chestia asta este un har, să-i spunem, care chiar dacă pare foarte drăguț, poate și îmi blestem la un moment dat, pentru că este foarte complicat. Și dacă fac o analiză celui care vine la mine, eu văd imagini, adică ce o să fie în viitorul tău văd în color, ceea ce a, ce a fost în trecut este în alb-negru. La fel cum atunci când văd aura, se văd toate traumele, toate problemele de sănătate care pot apărea sau care au apărut și tot așa. Adică fiecare primește cumva diferit.
Da? Sau pur și simplu, efectiv, se poate întâmpla să merg pe stradă sau să mă urc altce activitate și să mă trăznească așa o imagine în cap cu un cataclism care urmează să se întâmple sau mă știu eu ce. Lucrurile s-au confirmat foarte mult de-a lungul timpului. Ți-a arătat ceva despre mine de când ai venit? Da. Ceva ce se poate spune acum? Nu. Ceva ce putem să vorbim în privat. Da? Da. E dar nu este nimic de rău. Nu, 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 nu. Îmi asumam dacă spune asta public, nu era problemă. Nu era vorba de asta, nu. Puteam să tai sau puteam să... Vezi că și asta este o chestie care trebuie să înveți să o controlezi. Gândește-te că pentru mine a fost foarte complicat da, să pot să-mi... Să-ți reprimi cumva... Și să-mi reprim, dar și să îmi accesez chestia asta atunci când este nevoie. Da. Pentru că este destul de dificil ca atunci când mergi într-o mulțime, atunci când te întâlnești cu diversi oameni cu energii diferite, să simți fiecare energie sau să vezi sau să știi ce gândește sau să ai niște flash-uri de genul acesta. Sunt preluări energetice pe care le fac. Și toată viața mea cumva a fost de a găsi modalitatea mea de a putea gestiona aceste lucruri. Da, că nu există o școală pentru asta, știu, știi? Știu, ți-ai ales prietenii sau oamenii pe care să-i incluzi în viața ta în funcție de a... sau... depinzând cumva de aceste abilități ale tale? Niciodată, ce crezi? Niciodată. Doar că, într-un final... Ai tendința să o faci, cred. Într-un final au ajuns oamenii potriviți în viața mea. Dar eu, în principal, în trecut, am făcut greșele enorme în ceea ce privește alegerea oamenilor de lângă mine. Dar astea au fost niște lecții. Eu, pentru mine, nu pot să mă... când apare subiectivismul, nu pot să simt, să văd atât de bine cum ar trebui să văd. Uh-huh. Da? Și pentru alții este simplu. Adică pentru alții, să văd la alții. Dar pentru mine este complicat. Dar eu merg în principal pe acest principiu în a mă lăsa ghidat, cum spuneam. Te mă las în voie divină că lucrurile se aranjează. Și ori de câte ori, mă uit eu la mine, în partea asta umană, măi, dar cred că și tu, ori de câte ori te-ai îndârjit atât de tare pe o chestie și te-ai supărat și te, tot n-ai ieșit cum trebuie. În momentul ai văzut în care spui, iau mâna după chestia asta, hai să, ce o fi, o fi. Băi, ai văzut că cumva se reglează mai repede. Pentru că unul la mână nu mai este încărcătura ta emoțională atât de puternică. Stringurile energetice cu situația respectivă, tu le vei mai scăpa de acolo și nu mai vei fi concentrată pe negativ, ci vei avea o imagine mult mai clară de ansamblu a situației. Și pentru că restul energiei pe care tu o foloseai doar în situația respectivă va fi folosită și pentru altceva. Dar nu se înțelege că e bine să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm să se întâmple exact cum spunea și Andrei. Nu așteptăm să ne bată cineva la ușă, habar n-am. Muncind cumva și mai mult și cel puțin așa simt că atunci când se pun și mai multe piedici, când trebuie să tot rezolvăm, să soluționăm, să ne facem loc, știi, ca să mergem acolo, parcă la final satisfacția este mult, mult, mult exact, mai mare. Exact, exact, exact. Întrebasem pe cineva, o persoană publică, e foarte, foarte cunoscută, care voia să facă o adopție. O întrebasem, de ce crezi că durează așa mult? Ești foarte supărată, nu? Că nu... Cum e în România problema cu tot ce ține de acte și toate aceste proceduri cu documentele? Și mi-a spus, păi de ce? O sarcină nu ține 9 luni? Eu de ce aș vrea să adopt un copil mâine? De ce aș vrea să spun azi că vreau un copil și săptămâna viitoare să fiu sunată să mi se spună gata, doamna X, să puteți veni să vă alegeți copilul sau habar n-am. Și nu atitudinea asta face ca lucrurile să se miște mai repede? Și pe cuvânt de onoare de lumea a schimbat total percepția asupra lucrurilor, nu înseamnă că acum am răbdare. Nu. Ei, dar învăț cumva să mă întorc pe toate părțile. Legat de răbdare, părți. Să știi că asta cred că e cea mai grea lecție pe care trebuie să o învățăm în viața asta. Da, răbdarea da. Este un lucru care se antrenează. Răbdarea vine la pachet cu înțelepciunea, cum corect, vrei să spui, corect. Și cu această sintagmă las lucrurile să se întâmple. Exact. Nu, controlul ăsta pe care noi vrem să-l avem asupra tău, nu poți, uite, cum e asta cu adopția, gândește că sunt 70.000 de acte, cum spuneai, 70.000 de persoane asta implicate. Adică tu dacă vrei, supără-te pe tine pentru niște acțiuni ale tale, că nu au ieșit la timp, că poate tu nu ai acționat la timp, dar nu te poți supăra că sunt implicați mai mulți oameni. Pentru că tu nu poți să controlezi ce se întâmplă în viețile celorlalți. Poate că unul e puturos sau poate că unul efectiv a pățit ceva. Da? Nu știu, a avut un accident de mașină, mai ajuns la timp. Ok, s-a întâmplat. Cum o rezolv? Cum pot să compensez? Dar atunci când îți dai cu pumnii în cap și te uiți spre cel spunând, dar de ce mie, de ce nu mie? Pentru că, uite, nu lași frâiele astea ale controlului. E cumva o reamintire a divinității că nu
ai doar liber arbitru, știi? Corect. Adică sunt și eu aici sus, corect, și știu, corect, foarte bine când și cum ți se va întâmpla acel răbdare. Lucru. Răbdare. Răbdare. Totul se întâmplă cu un scop până la urmă. Fără dar și Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru această întâlnire. Mie personal mi-a plăcut foarte mult și presimt așa că o să ne mai întâlnim noi cu mare drag, chiar aici față în față și așteptăm de ce nu și sugestii de la cei de acasă, pentru că țin cont de fiecare dată sugestii, idei, de ce nu subiecte pe care le să mai putem discuta aici împreună. Ce ai vrea în câteva secunde, într-un minut, să le rămână întipărit bine în memorie, în minte, celor care urmăresc acum podcastul? Că trezirea spirituală, să zic că nu este un bau-bau. Trezirea spirituală face parte din procesul natural al sufletului de creștere. Și dacă simțiți că sunteți într-un astfel de proces, încercați să aveți răbdare și blândețe cu voi. Pentru că o să ajungem undeva bine. Nu e, e greu, dar nu e imposibil. Adevărat. Mulțumesc tare mult, Andrei Diacon. Urmăriți-l cu mare interes și sper eu să vă placă acest podcast. Aștept feedback-ul din partea voastră. Seară bună în continuare și sper că da, a meritat. Vă pupăm!